Da. Așa e când vrei să ai o notă bună la matematică, te pui bine pe lângă un coleg care e mai bun la mate decât tine și încerci să vezi cum ar fi dacă ți-ar putea face și ție o temă foarte, foarte grea, pe care dacă nu o faci, rămâi repetent. Și atunci, fiind femeie, apelezi așa la oarecare mijloace prin care poți să-l convingi să îți facă tema la mate. Și îl inviți la un pahar de suc prima dată și după aia vedeți unde merge discuția. Dar problema e că atunci când l-am invitat, m-a refuzat. Că mai zic că nu-s bună la mate și nu-s pe aceeași lungime de undă cu el. Și ca să mai încerc o dată să-l fac să mă ajute la matematică, ne-am făcut împreună aceleași brățări, două brățări, ca să fim prieteni pe viață și toate cele. M-am dus la el și refuză și brățara. De ce? Că nu-s bună la matematică, Maria, nu așa. Trebuie să înveți, trebuie să nu merge cu din astea. Și m-am uitat în oglindă și am zis, ce e în regulă cu mine? Adică ce se întâmplă? Ce vrea băiatul ăsta? Nu înțelege că nu-s bună la mate și că trebuie să mă accepte așa cum îs. Dar se pare că nu, se pare că e complicat. Și am început cu, nu știu, câteva ecuații simple, să zic. Și să fiu pe aceeași lungime de undă cu el, ca să vadă totuși că dacă mi-închide o ușă în nas, eu pot să o deschid după el. Și am încercat și am tot încercat și am ajuns la concluzia că în lipsă de mascul feroce, tocilarii nu sunt ușor de abordat și totuși ar trebui să mă descurc pe corp propriu, așa că am luat un caiet și și m-am apucat să rezolv exerciții de matematică pentru ca să nu mai am nevoie pe viitor de ajutorul lui. Mulțumesc!